E bine? Avem sunet și totul. Superb. Deja sunt intimidat complet. Nu vă uitați așa la mine că o să dau kicks. Nu vă uitați, duceți, plecați de aici. Stați pe Facebook, pe ce doriți. Mulțumesc, Șerban, pentru că ai acceptat așa să fii alături de noi aici pe canalul. Îți mulțumesc și eu, Albert. Și că în continuare ești dispus să ne spui care este relația ta cu autoturismul copilăriei, de unde a pornit ea și încotro te-a dus în momentul de față. Pentru cei care nu te cunosc, cine este domnul Șerban? Păi, Șerban este un individ la 51 de ani. Și a petrecut vreo 30 de ani în marketing și la un moment dat a dorit cumva să recupereze un trecut. Okay. Și de aici cumva a apărut și acest proiect care valorifică nostalgia după mașinile retro, dar care oferă și posibilitatea turiștilor să descopere orașul într-un alt mod decât cel uzual. Da? De la volanul unei mașini din anii 80 sau chiar și 70. Relația mea e destul de veche cu Dacia, pentru că m-am născut în 1969, am fost și fac parte dintr-o generație extrem de numeroasă, aceea decrețeilor. Numai că eu, spre deosebire de mulți dintre acei decreței, am fost dorit de părinți. Și pentru că m-au dorit foarte mult, s-au și străduit să mă aibă și pentru asta le sunt recunoscător. Dar s-au și pregătit. Iar în momentul în care s-au pregătit, pentru că le venea al doilea copil, s-au gândit că este momentul să-și cumpere o mașină. Și evident, alegerea a fost foarte clară în 1969 pentru o Dacia 1100. Este mașina la care au avut acces. Din ce știu, au obținut-o destul de greu, pentru că s-au produs destul de puține modele și erau primii ani în care industria românească începuse să producă mașini și lumea era extrem de interesată să aibă acces la ele. Deci era, cum am spune acum, bătaia mare. Da, era o Dacia 1100 Vernil, acel verde, are un cod, este străin acum, un cod care s-a regăsit și pe Dacia 1300 ulterior, cu un interior negru, cu acel furnir maroniu pe lemn și pe care îl țin foarte bine minte, pentru că am avut acea mașină până în 1975. Până în 1975, pentru că atunci a apărut o Dacia 1300 pe care tatăl meu a cumpărat-o la acea vreme prin un sistem special, se numea Comturist. Și de unde, dacă erai român care a lucrat în străinătate, cum a fost tatăl meu, în geologie și geofizică, puteai să cumperi o mașină puțin mai îngrijit lucrată. A fost o Dacia 1300, de care m-am despărțit târziu, în 1992, și care între 91 și 92 mai revenim mie în folosință, o Dacia Portocaliu 331 cu un interior de textil roșu și de care mă leagă foarte multe amintiri. A fost practic mașina cu care am călătorit foarte mult cu părinții mei, pe distanțe destul de mari, gen București, Satul Mare, pentru că am rude acolo, și a traversa țara cu o Dacie în acele momente era ceva cu totul diferit de zilele noastre. Deci în zilele noastre, dacă ne confruntăm cu lipsa autostrăzilor promise de aproape 40 de ani de toți cei care au condus România, inclusiv de Ceaușescu, în acele vremuri erau foarte puțin mașini matriculate și drumul din punctul acesta de vedere era destul de lejer. În schimb, mașinile nu erau tocmai ultimele cucerire ale tehnicii, pentru care acolo era cea mai mare problemă cu care te confruntai la o călătorie de 600 de kilometri. Apropo de călătoria de 600 de kilometri, știu că de fiecare dată când se pleca la munte sau la mare era un întreg ritual, adică
lumea se pregătea foarte bine pentru că nu era un drum așa întins, sfoară. Da, drumul nu era liniar, deci exact. Acum, nu știu, ne punem Waze-ul, i-am dat drumul în 2 ore și jumătate, ne întâlnim într-un restaurant în Brașov, mă rog, acum sunt 4 ore cu noile condiții de trafic, dar în vremurile acelea te trezeai foarte de dimineață, după probabil vreo 3-4 zile de pregătire anterioare, în care fiecare membru al familiei avea un rol. Adică tatăl trebuia să aibă grijă de mașină să fie în bună stare și să aibă grijă să pună canistrele de benzină în spate. Pentru că, de exemplu, pentru o călătorie până la satul mare, cu o Dacie care consumă 10 litri la 100 de kilometri și încărcată ochi, pentru că ne duceam să vizităm rudele și automat era și un schimb de lucruri între noi. Adică noi le duceam niște lucruri și ei ne dădeau niște lucruri. Și chiar dacă eram 3 persoane în acea mașină cu care călătoream, mașina era destul de plină și în poziția șalupă decolând când plecam. Dar trebuia să avem canistre de benzină în spate. Da? Benzina, să nu uităm, în anii 80, din 83 sau 84, a fost raționalizată. Beneficiul pentru cei care locuiau în oraș era că primeau 40 de litri pe cartelă pe lună. O călătorie până la satul mare, adică 1200 de kilometri dus întors, presupunea un volum de canistre în spate cu care plecai. În zilele noastre le-am spune niște adevărate bombe. Dar cu toate astea și chiar și în prezența cenzurii, care nu ar fi publicat, nu ar fi lăsat să fie publicate articole despre Dacia explodând, nu am auzit să fie ars vreo Dacia mergând cu o canistră în spate. Deci lucrurile dramatice care se puteau întâmpla cu Dacia la astfel de călătorie nu veneau de la o canistră, ci veneau pur și simplu de la tot felul de lucruri mărunte, care, evident fiind mărunte, de cei care produceau mașinile în acea perioadă, erau tratate, mă rog, necorespunzător. Da? În speță chestiuni de la carburator, legate de, mă rog, calitatea benzinei, care nu era tocmai bună. Da? Puteai să te aprovizionezi din surse, să zicem, alternative de benzină, unde apărea un nene care venea cu benzina de undeva, îi dădeai banii, îți luai benzina și o păstrai că o vei folosi peste 3 luni. E, nu știai ce cumperi. Evident, puneai benzina în rezervor, plecai 600 de kilometri și îți dai seama că, nu știu, poate are prea multă apă, are gunoaie. Mă rog, desfăceai carburatorul, începeai să-l descânți, suflai în jiclere, îl făceai la loc. Penele. Să nu ne imaginăm că în anii 80 existau locuri în care puteai să-ți vulcanizezi roțile. Este greșit. Aveai un device de vulcanizat roțile în spatele mașinii tale. Deci era o presă mecanică, erau niște petice calde sau reci. În acea perioadă nu exista tubeless, existau anvelope care aveau în interior camere. Evident că aveai și o pompă, nu aveai compresor. Și unde ți se întâmpla beleaua, dacă nu aveai roata de rezervă în bune condiții, desfăceai anvelopa de pe jantă, vulcanizai, familia se punea pe marginea drumului, își desfăcea merindele să le mănânce, tata se lupta cu peticul să îl lipească, se umfla roata și, mă rog, ce e interesant e că după toate aceste călătorii, sincer, nu am experimentat foarte multe incidente de acest gen. Mă rog, s-a mai rupt un cablu de accelerație care ulterior îl înodai sau găseai o formulă de rezolvare, dar în permanență ajungeam întregi la destinație și cred că ăsta este marele merit al acestei mărci Dacia, fabricate pe parcursul a 35 de ani, dacă nu mă înșel, în formula pe care o cunoaștem în din anii 80, da? Deci formula proiectului Renault 12, că a reușit să mute românii în condiții de relativă siguranță din punctul A în punctul B. Și lucrul ăsta are mare însemnătate pentru 3 generații, cred, care s-au întins pe această perioadă pe care s-a fabricat mașina. Sunt bunicii sau părinții și sunt copiii. Și toți au avut cu această mașină cultura mersului și au descoperit cultura mersului cu mașina. Da? Ce înseamnă să ai o călătorie la mare sau la munte?
Lucru pe care ulterior, ajungând în perioada post-decembristă, l-au făcut la rândul lor, cu familiile lor și cu copiii pe care i-au avut. Deci o mașină care a avut un rol educativ pentru români. În lipsa ei, cu toate belelele pe care le-a putut avea această mașină, din cauza lipsei de calitate la producție, nu a proiectului în sine, a fost un proiect foarte bun și fabricat în multe țări din lume pe o perioadă destul de lungă. Dar a avut un rol educativ incontestabil. Pe de altă parte, aceste trei generații sunt cumva legate emoțional de mașină. Și aici cumva a avut un rol și pentru mine în acest proiect. Cumva mi-am dorit să am un proiect care să prezinte orașul comunist într-un mod inedit. M-am întors la Dacia pentru că nu am mai avut Dacia din 1992, dar dintr-o altă perspectivă. Aceea de a găsi niște mașini pe care să le aduc într-o condiție în care să le pot pune la dispoziția unor vizitatori din străinătate acestui oraș și în care să se simtă în confort, dar cumva în acele condiții, într-un mod autentic, ale anilor 80. Un fel de mașină a timpului. Exact, o capsulă a timpului care te scoate din peisajul contemporan, da? În zilele noastre a conduce o mașină presupune cunoștințe de multimedia, da? Sau să citești niște senzori, sau să pui niște destinații într-o navigație, sau să încarci MP3-ul cu MP3-uri hardiscul mașinii, sau să toată lumea să aibă acces la wireless. Nu. Uiți de acest peisaj, uiți de ceea ce înseamnă ABS, uiți de servodirecție și te muți într-o mașină care se conducea ca în vremurile anilor 70. Adică este o mașină vie, care are niște sunete bune, adică sunt sunetele care îți arată că mașina funcționează. Da? Și sunt sunetele mai puțin bune. Sau sunetele alea bune, când se transformă în altfel de sunete, ai semne că acea mașină nu face tocmai bine. Adică dacă frânele scârție, este bine, pentru că ele funcționează. Dacă picură uleiul din cutia de viteze, pentru că izolarea cutiei de viteze a fost de slabă calitate în permanență, înseamnă că mai e ulei în cutia de viteze. Când nu mai picură, s-ar putea să se fi terminat și atunci, automat, printr-o logică inversă, vei completa cu ulei. Revenind la călătorii, tatăl care era cu partea tehnică a mașinii, eu, de exemplu, pregăteam un playlist de casete pe care le ascultam mașină, pentru că, în ciuda faptului că aveam o mașină dotată cu un radio, posturile românești erau chiar de neascultat în acea perioadă, iar, din păcate, alte posturi nu puteam să ascultăm. Și ne luam un casetofon, nu aveam casetofon în Dacia din 1975 sau 76. Aveam casetofon portabil cu mâner, îl puneam acolo, playlistul cu Bacara, Boniem, Abba și, mă rog, întrebam pe părinți și ei ce preferă, pentru că ascultau o muzică dintr-o altă perioadă. Făceam selecția de casete și le luam cu mine și mă asiguram că toată lumea primește muzica ce și-o dorește la un anumit moment. Deci rolurile erau bine determinate. Da. Cei mici erau DJ-ii, ca să exact. Spunem așa. Tatăl se ocupa întotdeauna cu condiția fizică a mașinii, era exact. Mecanicul desemnat al familiei, iar mama bănuiesc că se ocupa cu... Mama se ocupa în primul rând cu partea de împachetare, pentru că o călătorie pentru români presupunea mutarea unei părți considerabile din șifonier pentru toată familia. Atunci mama se ocupa cu bagajele, dar se ocupa și cu acele merinde pe care le pregătea pentru drum. Și orice călătorie trebuia să fie cumva specială, în sensul că, ok, călătoream 600 de kilometri până la satul mare, mai mergeam 300 de kilometri până la Marea Neagră în vacanță, dar totdeauna aveam niște popasuri. Să nu ne imaginăm că lucrurile erau atât de simple în anii 70 sau 80, că te opreai și pe marginea drumului era un restaurant și comandai. Nu mai exista mâncare, nici în alimentara și nici în restaurante, deci trebuia să pleci pregătit de acasă, așa cum îți luai canistrele pentru mașină să aibă
provizii, așa, luai și pentru oameni să aibă ce să mănânce 10 ore sau 12 ore cât dura drumul. Și aveam locuri stabilite, evident, căutam locuri frumoase, cu munți, pe Valea Prahovei opream în permanență ca să avem un peisaj frumos. Cred că pe la Predeal, undeva între Predeal și... habar n-am. Deci în zona Predealului opream frumos și mâncam. Rog, erau mai multe opriri la acel drum, dar mama trebuia să aibă grijă să mâncăm și prepara lucruri pe care le mai prepara la ocaziile de tip revelion sau Paște, da? Adică tata se ocupa să facă rost de salam de Sibiu pe sub mână și o pastramă sau așa, să avem niște sandvișuri așa. Mama pregătea absolut tot, făcea niște ouă umplute sau putea să facă salată de băf, nedespărțită salată de băf de român. Plecam înarmați cu toate, aveam geantă frigorifică, evident, exista echipament care cumva a fost adus în România și care să susțină petrecerea timpului liber cu mașina. În acele magazine care vindeau mașini și care se numeau IDMS, întreprinderea de distribuție a materialului sportiv, deci nu aveau nimic cu autoturismele, ei vindeau echipamente de camping și se aduceau echipamente de camping din DDR, Germania comunistă, sau din URSS. Cam de aici veneau. Îți luai o geantă frigorifică, termosul chinezesc, nu mai vorbesc, era nelipsit și el. Îți puneai cafea, toată lumea își punea băuturile în termos, fiecare avea termosul său, geanta frigorifică cu tot ce trebuie, măsuța de camping, intra și aia în mașină undeva. Era un ritual. Deci toată lumea avea niște roluri bine stabilite, ca în, era așa, cum spuneau comuniștii, diviziunea socială a muncii. Deci sarcinile erau clar împărțite, lucrurile puse pe hartă și rezultatul final era că ajungeam în bune condiții cu Dacia la destinație. În permanență se făcea acea poză de final. Adică ajungeam la destinație și ne puneam în fața mașinii și așa cu un soi de aer victorios, adică știi cei care au descoperit America de Sud sau exploratorii din Africa de Sud, când mai împușca o jivină, un leopard, se... Exact, noi eram călare pe mașină, bucuroși și arătând așa spre ea, uite, asta ne-a dus până aici, asta ne-a pus împreună cu rudele noastre și ăsta e un lucru care... Lăsând la o parte forma, mă rog, desuietă sau uneori ridicolă a acelor poze, arată că aceste mașini au pus oameni împreună în acea perioadă. Mulțumesc că ai urmărit prima parte a interviului cu Șerban. Lunea viitoare aflăm povestea fiecărei Daci în parte și ce este o Dacia Chupacabra. Până atunci, nu uita să dai un subscribe și să apeși notificările ca să fii la curent cu ce postez pe canal. Pe curând!